Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă serie pe canalul DemSky. Un jogoleț numit Folktale. Este un city builder, bineînțeles, cu elemente de RPG în el. Hai să începem din prima, ca să nu stăm la taclale prea mult, pentru că știm cu toții că am tendința să mă întind la vorbă degeaba. Ce vedeți în fața voastră? Acum sunt clădiri predefinit. Seamănă destul de mult cu Timber and Stone, în ideea că ai tot așa la început niște omuleți și ai o chestie de început. O chestie de început, Doamne. We're taking the lot. You, girl, where are all the hides from this year's trapping season? They went to the capital to be sold a week ago. Listen, woman, I need those hides. I'm sorry, Kenny. They've all gone. Grab the grain from the stores. We've a camp full of grumbling bellies to feed. No, please. Winter will soon be upon us, and without grain, our families will starve. Oh, be quiet, you wretched whelp. Ce Dumnezeu le înseamnă whelp? Cum aleargă ăla? Inform us from the capital approach. Asta de ce nu mai vorbește? Take the supplies back to the hideout. You three, take care of the watch. Este un joc în early access pe Steam, ceea ce înseamnă că încă mai sunt chestii care nu sunt gata. În momentul de față jucăm iBoss. În momentul de față jucăm pe o versiune cumva experimentală. Ok. Bun. Ready to serve. Hai să vedem aici. W să dă să mișcăm cămăruța. Vedem în dreapta sus FPS counter-ul nostru de Steam, ca de obicei, așa cum v-am obișnuit. Băi, nena asta, întrebarea, dacă fac control 1. What would you have me do? Standing ready. Bun, perfect, așa. Ce știi tu să faci? Decisive victory, taunt, shield bash. We shall engage. Hai să vedem. Le-am dat un pic să se țină minte. Hai cu tata, hai cu tata, mai repede. Acum ăsta. Și până nu se trezește și celălalt. They shall not pass. They shall not pass. Mi se pare mie sau e un pic prea tare jocul? Un picuț poate prea tare? Sau am eu căștile date? Ia să vedem. Primary voices, secondary voices. Hai să facem așa. Sau master volume direct. Ne mai spuneți și voi în comentarii, vă rog frumos, resume game, ok? Ah, ce-a făcut? Thank you, sir. Thank you. Had you not arrived when you did, we would have lost everything. Praise the holy toast you arrived when you did. Kenny is his name. He never did well at Fendenfor's own the hard way. Set in plow and seed, he turned a thievery the rapscallion. He steals what he needs from whomever he wants with that band of thugs. No good the lot of them. How did he get the nickname? Kenny was caught trying to steal hides from the market. The watch held him in chains till Mayor Putenberry could decide what was to be done with him. The offenses were so numerous, the mayor had to do something different this time. Kenny was marked as a thief. The scar lets folks know he is not to be trusted. Ooh. Kenny fled town, he did. He was so mad. We thought we'd seen the last of him, but our trap started turning up empty. Shadows in the woods turned up too. Bandits. Old Mayor Putenberry, he's a good man. He sent word for the watch to help us. Și noi suntem the watch? Gata? Nu mai are să ne zică nimic? Oh, thank you, sir, thank you. Had you not arrived... am ajuns, ok. I only wish you'd arrived sooner. Kenny and his band of brigands took all that we had. There's no food. Our homes barely stand. And Kenny took his revenge on Mayor Putenberry. He's alive. Putenberry. You should go and talk to him. Seamănă foarte mult, îmi aduce aminte de World of Warcraft. Are așa, cam aceeași... Nu știu. Ok, click dreapta aici, putem să luăm loot de la oamenii ăștia, loot all. Și dacă sunt mai mulți în aceeași zonă, putem lua de la toată lumea în același timp. Hunting Lodge, Woodcutter's Hut. Ia să începem un pic mai aproape. Right away. Trebuie să ne ducem lângă asta, să putem... Standing firm. Uite-l mai aici, mă. You called. S-a dus un singur om acolo, ok.
I'm all right. I'm sure Kenny only wanted to teach me a lesson. Oh my, we're in quite a predicament, aren't we? Aren't we? And I doubt that that's the last we've seen of Kenny and his goons. Adică ăla practic a făcut parte din sat, dar nu era în stare să-și crească singur fermă și așa, și a început să fure și lumea l-a alungat din sat și acum s-a întors cu niște nesuferiți să ia de lumea din sat. Își va reveni satul. I am no shape to lead and Sheerbrook has fallen. Perhaps we could start anew with your help. Food is our number one concern. After that, see to the needs of the village, talk to them, I'm sure they'll happy to help. Ok, deci practic intrăm un pic în mână aici. Adică cu alte cuvinte începem să ne administrăm sătul cu ăsta. Avem eroul nostru cu doi soldăței. Bun, asta este pentru pădurari și avem posibilitatea aici să angajăm niște oameni. Ne putem duce fie de aici din interfața asta, fie făcând click și train woodcutter. Nu, stai, îi avem selectat pe ăștia, nu e ok. Așa, dacă n-ai selectat pe nimeni, o să se ducă așa. Ce mai avem noi pe aici, în afară de woodcutter? Cred că avem cabana asta de vânătoare. Stai așa că... Uite-mă, trebuie să ne facem mai întâi un vagonet cum aveam și în Timber and Stone și cum avem și în Banished. Cum avem peste tot în toate jocurile astea de care... Bun, hai să angajăm aici un vânător. Ce se întâmplă dacă specializezi oameni, exact ca în Timber and Stone? Le crește experiența în meseria respectivă și devin mai eficienți. Cam asta ar fi ideea. Ok, hai să mai fie încă un vânător și încă un tăietor de lemne aici. Bine mă, ok. Deci avem doi vânători în momentul de față și un tăietor de lemne. Ce îmi zice aici? N-avem lemn, n-avem mâncare. Da, știm că n-avem din asta. Ok. Făcând vagonetul ăsta de aici, mi s-a deschis tot inventarul, pare să. Așa, rebuild. Trebuie să refacem sătuc, uite aici, da, fishing hut, windmill, bakery, mamă, mâncați-e sufletul. Ok, avem 9 din 10 oameni, ceea ce înseamnă că cât de curând o să mai avem spațiu. Uite mă, exact asta mă uitam și eu, că avem oameni în plus aici dintr-o dată. Ok, 10 din 10. Bun, păi putem să-i punem la muncă atunci, tati. Nu știu cât de bine se vede seara. Uite-l mă, ăsta aici nemun, cum a luat el în spate un... Vreau să te văd. Un cerb. Am impresia că putem să ne ducem aici în inventarul... Da, uite. Și putem să-i spunem, domne, vrem să strângem în momentul de față piele și jumătate piele, jumătate carne din ce animal aduci tu. Așa cum stăm, ok. Știu că aveam nevoie, una dintre astea e nevoie de ea pentru a... e nevoie de piele, dar nu mai știu în care. Cred că era la una mai avansată aici, la asta oare? Da, și avem nevoie de 50 de bucăți. Asta fiind croitor. E dubios rău de tot cum se comportă din punctul ăsta de vedere. Bun, hai să facem... Mare lumea de foame, a? Hai să facem o pescărie, zic eu, până una alta. Să vedem dacă... Not enough planks. Ok. Mai mulți pădurari. Toată lumea pădurar. Toată lumea vânător. Hai, bagă mare. Vine toată lumea? Nu vine toată lumea. Păi și ce m-am consumat? Ne-au plecat oameni? Nu ne-au plecat oameni. Trebuie să rămânem în permanență cel puțin un sătean fără meserie, care să ducă lemne de foc pe la case și chestii de genul ăsta. Aici tot ne zice în continuare că o ducem rău de tot. N-avem mâncare. Bine, mai să încercăm aici.
Să le spunem să nu mai strângă momentan piele, să strângă numai cărniță din alea de acolo. Așa, și să punem noi să vedem cum... A, nu, 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 stai. Hai să ne dăm un zoom out. Mi-ar trebui și mie un mouse nou, fie la mi să fie. Că la asta nu prea mă mai ține scroll-ul. Bun, deci avem o pescărie în momentul de față. De ce se tot mișcă camera? E dubios. Să mi se pare mie. Mă rog. Așa, deci avem o pescărie în momentul de față și putem să zicem, domne, vrem să stai într-un loc shore unde să ai acces la foarte, foarte multe zone de pescuit. Uite, spre exemplu, aici, avea căcălumăria ta. Bun, hai să trântim acolo și o să se ducă săteanul ăsta să facă el, să construiască acolo. Până se duce acolo, putem să punem pe aici zone pentru căsuțe. Eventual pădurarul ăsta nu o să mai aibă unde să se ducă după animale după aia. Zic bine pădurar, nu vânător. Așa. Și acum e un, pur și simplu așteptăm. Nu avem de ce face altceva decât să așteptăm. Hai să vedem. Deci avem 50 de bucăți de mâncare. De ce îmi zici că not enough food? Uite că sunt 50 de bucăți de mâncare și avem și semințe. Semințele presupun că am putea să le folosim pentru... zi. Întrebare. Dacă scad porția de mâncare, dar scad și taxele. Building completed. Ești fericit pentru mine. Bun, fishing hut. Am putea să luăm un om de unde? În momentul de față cred că stăm foarte bine cu lemnele, deci am putea să luăm un om de aici. De la... Bun, și să-l punem aici la pescar. Ta-ta! Ta-ta! Perfect, și uite-l cum aleargă. Nu știu dacă pot să fac zoom pe el direct. Ar fi interesant, dar nu știu cum. Așa, și ăsta s-a făcut pescar acum și o să se ducă el frumușel la unul din locurile alea de pescuit. Uite, cel mai apropiat de aici. Și o să ne facă rost de mâncărică. Până una alta, că venim vorba, eu văd niște puncte roșii pe harta din dreapta sus, care cred că sunt butoaiele astea. Da, mă, uite niște mâncare, mă. Lemne de foc. Așa, unde mai... Uite încă unul aici. A, pot. Așa, iarăși lemne. Aha, uite încă unul aici. Dacă tot așteptăm... Pâine! Pâine! Cine mai vede butoiașa? Te văd, fraiere, pe hartă. Dar nu știu unde ești, nu-mi dau seama. A, uite aici unul? Sau nu, ăla e parte din construcție. Bă, nene, ești nebun. Uite, deci dacă mă duc... Fix aici, a? Nu. Aha, aia era o cutie, nu mai era butoiaș, ok. Păi zi mă așa mă, iarăși lemne, n-am nevoie de lemne, vreau mâncare, mi-e foame. Ăsta nenea asta are de gând să stea acolo tot jocul? Cine mai vede o cutie sau un butoi? Că acum știm că trebuie și cutii. A, uite aici. Ce era aia mă? Era tot un butoi. Nu. Arată diferit asta. Uite încă una. Bănuți. Bine că am luat bănuți. Nu cred că mă ajută cu absolut nimic. Cum stăm? Tot murim de foame. Hai să vedem și aici. Mă, am cam avea noi... Deci a terminat de făcut căsuța aia și am cam avea loc de... De 5 oameni. Numai că ducem prost cu mâncarea și nu știu dacă o să vină lumea. Ce face pescarul nostru aici? De curiozitate, avem posibilitatea cumva să... Nu...
Să fie mai luminos? Hă? Cred că așa. Vai de mine cum arată. Să-mi ziceți, vă rog frumos, deci e prea întuneric, e seară și e prea întuneric și nu știu, e dubios rău de tot să trecem prin noapte în halul ăsta. Că venim vorba de noapte. Îmi zice și mie undeva unde, în ce perioada zilei suntem? Hai că ducem un pic mai bine, pare să. Avem ceva de mâncărică, nu știu ce avem de mâncărică, dar se pare că o ducem mai bine oricum. 80, aha, plus niște ceva din pește aici, perfect, perfect, perfect. Buba este că scăzând în felul ăsta taxele, nu ne vin deloc bănuți aici la visterie. Ceea ce nu știu dacă e excelent. Întrebare. Eu vreau să mă duc înspre niște monștri pe aici pe undeva, cred. Sire, Kenny and his brigands have returned. You must protect us. Aole, unde? Unde, mă? Unde, mă? Aha. Orders received. Kenny the Scar. Mă, lasă-mă. Stai că i-am potolit pe toți. Poți să dau asta? Ok, mă omoară mai mult în același timp. Cred că a venit dimineața. For honor! How can one suck at fighting so much as you? Așa, mamă, ne cam dă rău de tot. Ne dă rău de tot. Hai că l-am omorât pe Kenny. Ha, 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 ha. Așa, tata, așa. Perfect. You selfish scum. I need those hides. I shall return with all my men and level this village to the ground. Mark my words. I was told during training to never wear a red shirt to work. I fear Kenny may never relent unless we act with force. Take a company of the watch and track Kenny into the woods. Find his hideout and what you must to put an end to this once and for all. Ne zice un advisor. Ok. Văd că dintr-o dată e foarte luminos. Înseamnă că a venit dimineața, nu? Așa, și să dăm gama asta mai... Da, nu știu ce să zic. Bun, dragii mei, cam atâta pentru acest prim episod. Părerile voastre, bineînțeles, în comentarii sunt binevenite. Mă interesează în mod special audio. Cum vi se pare... Dacă se aude muzică, dacă nu se aude muzică, vocile din joc față de vocea mea și de asemenea un pic setările video, de cum vi se pare, mai ales noaptea mă interesează. Dacă ați rămas cu noi până în acest moment, un like, un comment, un share, ajută foarte, foarte mult. Această serie va dura, în principal, o începem la nivel de miniserie, adică 7 zile, o săptămână, da? Și după aia, dacă vă place foarte tare, continuăm și după săptămâna asta. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!